vom mai avea câteva zile cu soare pe cer și maxime care vor urca din nou în termometre. Cel puțin asta promite Serviciul Hidrometeorologic de Stat, care în context mai adaugă că în următoarele două zile valorile termice se vor majora până la plus 22 de grade. Astfel, marți cerul va fi parțial senin, iar vântul va bate moderat cu posibile intensificări, în special dimineața și seara. Cu toate acestea, trebuie de precizat că în această noapte minima va coborî iarăși sub 0 grade. Ce ține de valorile termice la nord, pe 18 octombrie acestea vor urca până la plus 20 de grade, în centrul Moldovei și în capitală se vor înregistra temperaturi de plus 21 de grade Celsius, iar în partea de sud a țării mercurul din termometre se va situa în jurul valorii de plus 22 de grade. Noaptea minima va oscila între plus 1 grad și plus 5 grade Celsius. În următoarele zile, valorile termice nu vor suferi mari schimbări, acestea urmând să apară în a doua jumătate a săptămânii. Atunci ziua maximă nu va depăși plus 13 grade, iar noaptea minima se va menține în jurul valorii de plus 1 grad Celsius. Cerul va rămâne însă parțial senin, iar vântul va bate moderat, potrivit datelor actualizate ale Serviciului Hidrometeorologic.